ziua. Ocazia anului 2010, Orășul la mulți ani tuturor vinerenilor. Vreau să anunțăm pe această cale că organizăm săptămânal concursul pe patinoar pe timp de iarnă, Casa de Cultură Primăria Orașului Rovinar și Consiliul Local. Pe timp de vară avem concursuri pe terenul de sintetic de fotbal, în sala de sport când este vremea ploioasă. Avem terenul de fotbal finalizat anul acesta, urmând ca în vară să se poată practica fotbal pe terenul, natural. Urmează ca în anul acesta să organizăm și pe timp de vară la ștandul Roșenesc concursuri. Urez tuturor de pe acum un an cât mai bun și cu cât mai multe împliniri și abonamente la patinoar. Invităm toți copiii, toți tinerii din orașul Rovinari, întrucât Consiliul Local a aprobat gratuit patinajul pe anul acesta. Deoarece nu avem bugetul aprobat pe anul acesta, nu o să pot acorda primii bani. De unde sunt cei mici? De școala generală și ce clasă? Da, cei mici sunt de la școlile din orașul Rovinari, de la școala generală numărul 1, de la liceu. Sunt de la clasele 1-4. Săptămânal avem concursul cei de la 5-8, de la liceu. În fiecare săptămână avem astfel de concursuri. Suntem veniți de la școala generală numărul 1 Rovinar la patinoar cu copiii școlii noastre, 3 clase, clasele 2D, 3C și 3A. Și mai sunt și alți elevi de la alte clase care au venit să ne aplaude și să vadă cum patinăm. Suntem bucuroși că astăzi participăm la acest concurs organizat de Consiliul Local Rovinar și mai ales de Casa de Cultură a orașului Rovinar. Nu este prima dată când participăm la asemenea concurs. Copiii sunt încântați și cred că observați că se simt foarte bine. Bineînțeles, sportul înseamnă sănătate și mișcarea în aer liber este într-adevăr sănătatea noastră celor din Rovinari, care aerul, să zicem, de aici viciat puțin, nu prea ne face așa bine și cu toate acestea, mediul plăcut care s-a creat în oraș și ambianța ne face să ieșim afară tot timpul în aer liber. Orele de sport sunt totdeauna făcute de profesorii de sport, iar noi de când avem ocazia ieșim cu copiii în orele noastre și în timpul liber să-i antrenăm în sport, deoarece sportul ascuțește mintea și nu numai sănătatea. Numele și